România și implicit județul Giurgiu continuă să se confrunte cu seceta cumplită ce pare să nu mai ia sfârșit. Pe ogoare, situația este de-a dreptul dramatică, având în vedere că nu există strop de umiditate în sol, iar recoltele sunt pârjolite. Știuleții de porumb sunt subdimensionați, semințele de floarea soarelui sunt seci, iar strugurii din vii au boabe mici și deshidratate. Țăranii giurgiuveni au pierdut aproape tot ce au investit în arat, semănat și ierbicidat și au ajuns în imposibilitatea de a-și mai hrăni animalele. Și-am cules 5 coșuri de porumb astăzi. Și-am muncit, l-am întors a doua oară, am plătit de 2 ori arat, de 2 ori distribuit, de 2 ori semănat, de 2 ori ierbicidat și n-am făcut nimic. Și cu ce să trăim? Cu pensia care eu n-am nici atâta, bărbatul în 7 milioane. Și să ce trăim, faceți în condițiile astea? Ce să facem în condițiile astea? O să vindem tot ce avem pe lângă noi. Noi avem 10 animale cu fetițe cu 5 coșuri de porumb. Asta e. Noi avem fetițe cu 5. O să le dăm degeaba! Micii producători simt din plin efectele secetei extreme, în sensul că dacă în alți ani se descurcau cu ceea ce cultivau pe câmp, acum trebuie să apeleze la magazinele agroalimentare, unde prețurile au explodat deja. Toate alea scumpe, chiar adineauri vorbind, zic că am vrut să iau un pachet de ceai de tei, 50 de mii. Dacă un tei, 50 de mii, păi o sticlă de ulei. Pensiile n-am mărit, scumpește mereu, scumpește ulei. Face 80 de mii sticla de ulei. Păi mai că ăla care n-are niciun venit. Greu. De unde cumpără, mă, nu face foame? Nu iese și-mi dă mie în cap și-mi ia sacoșa din mână? Că n-are ce să mănânci, de foame face orice. Partea proastă este că, așa cum arată prognoza meteo pentru următoarea perioadă, nu vom scăpa de secetă. Din contră, zona de sud a țării va continua să fie ocolită de ploi, ceea ce ridică serioase probleme și în ceea ce privește culturile de toamnă. Amărăciune, gata!